Salut, dragi prieteni! Astăzi am pregătit pentru voi din nou ceea ce adorați, încă un video cu bătăliile și luptele animalelor surprinse de camerele video, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Iată încă o întâlnire înfricoșătoare. Câinele mergea liniștit pe lângă tigrul care dormea, dar acesta a auzit ceva, s-a trezit și câinele s-a dovedit a fi prins în colții lui ascuțiți. Tigrul ia bietul animal și acesta nu mai poate fi ajutat cu nimic. Nu ne-am așteptat la așa atac, care s-a întâmplat în timpul unei filmări a unei rățuște. Aceasta nota undeva lângă casă și dintr-o dată a fost atacată de o broască mare. O prinde de gât și începe să o nece. Dacă nu era omul care filma, soarta rățuștei avea să fie tristă. Aceasta salvează micuța și ea înoată rapid din zona periculoasă. Alegatorul a observat un porc sălbatic care păștea pe mal. De această dată, prădătorul n-a ales tactica ambuscadei, el a mers în atac. Alegatorul s-a apropiat de tufișuri și s-a aruncat peste porc, care peste câteva secunde deja era între fălcile lui puternice. Iată un moment asemănător, poate pe același drum. Leopardul s-a înfipt în gâtul unui măgar și îl sugruma. Cel de-al doilea încerca de înrăzputeri să-l salveze pe fratele său. Prădătorul nu se lăsa bătut și când acesta voia să-și arunce prada de pe panta abruptă, oamenii n-au mai avut răbdare și au intervenit. Prin strigăte și aruncături de pietre au alungat pisica și au salvat săracul măgar. Se pare că armadilo a fost atacat de această pasăre prădătoare, dar ea însă și-a devenit pradă după ce trofeul ei s-a ghemuit într-o poziție și a încremenit, de parcă s-a transformat în piatră. Pasărea a rămas prinsă în acest ghem și a fost găsită de oameni. Aceștia încă n-au idee cum vor separa această pereche. Iată încă o întâlnire a acelotului cu vulpea, surprinsă pe o cameră de supraveghere din casa cuiva. Se pare că aceștia doi au venit să caute hrană lângă casă, doar că vulpea a devenit hrana lui. El s-a înfipt în gâtul ei și curând dispar ambii în întuneric. Acesta este un moment amuzant, când o pasăre prădătoare mănâncă un șarpe viu. El încă se mișcă și se pare că încă mult timp se va zbate în stomacul păsării. În următoarea imagine vedem o anacondă care s-a încolăcit în jurul unui vițel și încearcă să-l omoare. Acesta se pare că nu dă semne de viață, dar apariția omului a alarmat foarte tare șarpele mare și acela a început să se tărască de la locul crimei. Uimitor, dar vițelul s-a dovedit a fi viu și a fugit cât de repede a putut. În acest teren, chiar în fața tractoristului, s-a desfășurat o luptă adevărată. Vulpea a alergat să-și ajute prietenul. Dacă n-ar fi fost ea, acesta n-ar fi supraviețuit. Oamenii au filmat această girafă care n-a avut norocul să nimerească în fălcile unui crocodil însetat de sânge. Animalul a încercat să scape de câteva ori, dar crocodilul nu-i dădea voie să plece. La urmă, vede deja leii care înfulecă din prada ușoară, sperind crocodilul. Leopardul viclean urmărea mult timp din ambuscadă, șacalul care era ocupat cu vânătoarea de porumbei. Șacalul a întreprins câteva încercări eșuate de atac, în timp ce leopardul stătea tolănit în iarbă și și-a aștepta șansa. La urmă, șacalul și-a pierdut complet vigilența în săriturile după păsări. Leopardul îl prinde fără nicio problemă. Vânătoarea s-a dovedit a fi de succes, dar nu pentru toți. Armadilo în sine nu este un vânător rău. Iată cum a încercat să fure o găină domestică. Omul l-a prins sub talpa lui și l-a forțat pe obraznic să elibereze prada. Iată
Iată încă un atac frumos al leopardului, care s-a furișat în cea de turmă. Ținta a fost aleasă cu precizie, o mușcătură exactă în gât și impala nu mai are nicio șansă să supraviețuiască. Oamenii din automobil au reușit să filmeze un moment rar de vânătoare a leopardului asupra măgarului, care păștea iarbă lângă drum. Fără să bănuiască că de fapt pe el îl păștea pericolul, leopardul s-a aruncat pe deasupra lui din spate, l-a doborât la pământ și aproape că l-a târât pe jos. În continuare, traversarea râului plin de crocodili însetați de sânge. De data asta vă așteaptă demonstrația de putere și curaj a zebrei. Bietul animal a fost atacat de 3 crocodili deodată. Unul dintre ei o mușcă din spate, iar ceilalți doi încercau permanent să o muște de cap. Zebra nu atrăgea atenția la ei. Ea riposta și mereu înnota spre mal. Uimitor, dar se pare că dungoasa a reușit să iasă vie din apă. S-a făcut cu câteva răni în urma luptei, pe care poate să îi le arate acum prietenilor săi sau nepoților, dacă îi va avea. Aceasta este o luptă acerbă pentru gunoiul local. Skunksul și opossumul se luptă între ei și se pare că nimeni nu vrea să se dea bătut. Nimeni nu vrea să cedeze gunoiul atât de mult dorit. Acești doi nici nu au observat că oamenii comentau lupta lor la TV. La urmă, totuși, s-au speriat și au fugit în direcții diferite. Iar acesta a prins o iguană mare chiar pe drum și o duce undeva pentru a savura prânzul în liniște. Iată încă un caz cu măgarul, dar de data asta amuzant. Doi câini au decis să latre la el. Fără să se gândească prea mult, măgarul ia și mușcă unul dintre obraznici de laba din spate. Asta arată foarte amuzant, iar după o astfel de lecție bună, câinii au fugit imediat. Un grup de lei a reușit să se furișeze lângă un porc alergător, care păștea în solitudine în tufișuri. Cum de nu a observat atâția lei atât de aproape de el, rămâne o întrebare deschisă. Se pare că atacul leilor l-a luat prin surprindere. Porcul alergător părea că a încremenit de frică și nu știa ce să facă. Pe el s-a aruncat întregul grup de lei. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!